Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a făcut publice ultimele date privind rata șomajului. Astfel, la sfârșitul lunii iulie, în evidențele agenției, rata șomajului era de 3,28%, cu 0,45 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018. Din totalul de 5.787 de persoane înregistrate, 2.392 erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 3.395 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.995 de șomeri provin din cel rural și 3.792 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: sub 25 de ani, 881 de persoane, între 25 și 29 de ani, 301 persoane, între 30 și 39 de ani, 1117 persoane, între 40 și 49 de ani, 1613 persoane, între 50 și 55 de ani, 944 de persoane și peste 55 de ani, 931 de persoane. Cei cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare din totalul șomerilor din județ, cu 27,09%, urmați de cei cu studii liceale, 24,50%, iar 19,56% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără școală sau cu nivel de studii primare reprezintă aproape 18%. Absolvenții de facultăți sunt peste 9%, iar cei cu învățământ post-liceal sunt 2,05%. Structura șomerilor înregistrați la nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1019 persoane foarte greu ocupabile, 3424 greu ocupabile, 606 mediu ocupabile, iar 738 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara.